Auzi și tu, Bogdane, da. Cum ai zis? Cum ai zis mie, Dana, ce vine ăla? Băi, nu mai pui lava pe mine! Auzi și tu ce ai zis? Că nu mai pun lava pe ea. De gluma, în sensul ca să te... Îți dea o țără emoție, știi? De ce imunii? Ne-au zis că mi-arată ea mie ce face o femeie de 60 de ani, pără 7. Adică ce? Că are servici, muncești? Nu. Da. Că ea e un bărbat mai tânăr, unul cu tatuaje, care are 20 de ani, chiar dacă îl plătește. Care bani? Eu nu cred să intre unul de 20 de ani cu una de 60, unul 60 fără 7. Unul de 30, fără 7. Da. Nu cred. Numai... Nici eu nu cred, cred că mă așteaptă pe mine. Da, îți dai seama, că ea... Era un lucru de neuitate și atunci... Deci, prieteni, vreau să vă spun un episod despre Dana Criminalu, că nu am vorbit până acum de ea, dar am ce să vorbesc. Mă gândise să scriu o carte, dar cartea durează până o fac, dar nu mai am răbdare. Vreau să vă spun și vouă tot adevărul despre Dana Criminalu. Înaintea mea, când a venit la București, și a venit să stea și ea la mine o săptămână, a zis durerata că vin și eu, că am și eu treabă la cosmetică, pe acolo, pe unde avea treabă. Cu cine credeți că a venit Dana Criminalu? Că n-a venit singură. Cu șefilul. Nu. A venit cu iubitul ei. Avea un iubit, Dana Criminalu. Știi ce iubit? Avea un iubit. De 30 de ani și avea atunci vreo 45-46. N-a fost mare diferență. Dar iubitul ei știi cine era? Era un șofer de tir. Deci tu ca femeie, care eu ți-am ridicat cota la maxim acum, cum ai putut să stai tu cu un șofer de tir? Ce relație a avut ea cu șoferul de tir? Ia spune. Posibil să fie, i-a ducea materiale la... La casă? Destinație, la casă. Păi, dar nici nu avea casa în construcție atunci. Alte materiale, posibil. Ce? De la truță? Alte, nu știu. Pe bune, mi-e rușine să spun, prieteni, ca să... Deci chiar mi-e rușine să spun, dar mă întreb pe voi. Oare ce a avut un iubit de 30 de ani cu 15 ani mai tânăr decât ea? Și era șofer de tir. Ce bani putea să dea ei un șofer de tir? Da, șofer de tir are 4.000 de euro aproape. Nu are 4.000, 2-3.000 avea. Cheltuia și el jumate și mai rămânea jumate. A. Crezi că el dădea lui Dana jumate de bani? Păi depinde, dacă făcea pe... Deci, extra, dar, 4.000. Ca să vă confirme toate cele spuse de mine, rog pe Relu, Relu îmi cer mii de scuze. Nu e vorba că e șofer, că e o rușine asta. Dar aș vrea să vii să-ți iau și ție un interviu, să-mi povestești și tu despre Dana, cum se purta Dana când era cu mine în casă acolo. Deci îl cunoști pe ăsta? Păi cum, prieteni cu el. M-am împrietenit cu el. Știi? Dar umbrea numai la pustă scurtă, cât era cu el în casă. Băi, el era de la Pitești, nu? De acolo. De nu, nu. Dar stătea la Pitești, când venea și o perpetir, stătea două, trei zile la hotel, la unde dormea lui. Și problema mai este că a venit la București cu el. Umbla numai la pustă scurtă. Omul s-a certat cu ea. Păi, da, păi cine vrei să te bade, Leo? Uh-huh. De ce umbli la pustă scurtă? Că dacă era cald, era gălse. Așa e stilul ei. A, stil. La pustă scurtă și fără chilos pe ea. Doamne. Deci n-auzi, pusta de o palmă. Mă, pusta de o palmă, frate, ăsta e stilul ei. Pusta de o palmă, omul vedea. Adică o vedea, tu vezi aici prin casă, nu vezi pe cineva care vrea să dea la cineva, ai înțeles? Simt și s-a certat omul cu ea toată săptămâna aia cât a stat acolo, s-a certat cu ea. Ai înțeles? Și Renata râdea, nu spune nimic. Bun, și acum... Eu nici nu mă gândeam atunci să mă dau la ea. Ai înțeles? Dar după aia te zice, trece ce a trecut, ce a trecut, stătea în fața mea pe canapea, deschidea picioarele, ca să o văd fără chiloți. Orice bărbat avea o reacție. Păi, acum orice bărbat. Și tu, da. Acum, ideea ta este că e cu ăla, cu tirul.
Nu e cu tirul. Da. Dar vreau să arăt la prieteni ce pierde relația avea aia înaintea mea. Că ea e orgolioasă și să dă orgolioasă, că o să-mi arate ea mie. Păi da, acum... Păi ce să-mi arate ea mie? Că mi-a arătat mie de mult ce fel de femeie era. O femeie care avea 7 milioane pe lună și avea un șofer de tir, gagic. Ce vrei să spui că poate să aibă? Când m-a cunoscut femeia pe mine cu bani, cu topuri de bani. Ai înțeles? Nu știu acum cum se cu cadouri, ce făceam eu, cadouri, ce era, cu ce crezi tu că apropoi? Lasă-ne naibii, dar vreau să spun așa. Nu știu acum, a fost o viață care a fost prea legată și acum s-a întâmplat o discuție între voi. Noroc! Să-ți spunea noroc, vezi? Pe capul tău. Pe care nu mai este, dar cu timpul o să fie. Cu timpul, da? Știi că cearta aduce dragoste. Cearta? Cearta aduce dragoste. Dar noi cearta nu iubești. Eu așa zic, da. Acum că am pierdut-o de tot, tocmai din cauza asta și povestesc tot. Dana e o femeie pe locul ei. Dacă era să fie lucruri din ăștia, aș lua unul de 25, mai spus 30 de ani și gata. Da. Păi lăsa acum, nu își ia pe unul la permanență, da? Își ia pe unul care din când în când o lovește și plătește. Ei, ca fiecare dintre noi mai avem nevoie de așa ceva. Păi, dar ce acum? Dar ce faci, Olga? Nu. Nu, 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 plin! Nu, nu, nu plin. Nu trebuie să luăm în părere de rău. Are și ea drept, ca orice femeie. Are drept. Da. Cine nu-i dă drept? Da, când e o femeie măritată, n-are drept. Că ai jurat acolo, la biserică, la cununie. La cununie. Da. Da. Și la bine și la rău. Și la bine. Păi n-a venit la el, era aproape de el. La rău, nu. Numai la bine acolo. Păi am văzut acolo. Cu tortul. Noi n-am fost acolo. Cu tortul. Când... Ei, n-am fost în ziua aia. Păi a plătit o 10 milioane. 10 milioane a luat pe tort. A venit... Cum sunt alea care se duc capulie. La domiciliu. La domiciliu. Care... Deja tu puteai să faci direct cu alții să se aducă. Cu altcineva. Da. Ci s-a adus și flori cu inimă, oare cum aducă aia la domiciliu. A adus flori. Nu. Numai tortul? Da, numai tortul. Și ciorba care a aruncat-o Luci. Da. De ce a aruncat-o ciorba cu cocoșul ei? Nu, oricum, da, cred poate că mai are, de la Dana aruncat. Mai are și ea ceva în stomac. De ce a aruncat Luci mâncare? Înseamnă că știe mai ceva. Mai are ceva acolo. Dacă ziua închide, dacă nu. Da. Da. Trăiești o viață de om și nu mai ai nimic. Cine? Bunit asta. A ajuns acolo. La nebunia ei. Cine? Orice om ce trece după 5 ani de căsătorie, încă mai ai în suflet acolo. Nu știu cât, cât ai. Mult timp. 8 ani am stat. 8 ani, frate. Mai are. Băi, Bogdan. Nu. Înseamnă că mai are, da? Da. Eu credeam că mă iubește. Băi, dacă mă iubește, cum poți să stai tu să nu vorbești cu cineva la telefon cu persoana care te iubește? Sau care iubești? Eu pun pariu că dacă... Te duci acolo sau o găsești undeva, în oraș, și te găsești cu ea, vă luați în brață, vă luați în brață și vă faceți. Pariu. Dacă mă duc în Peter. Dacă vă... Nu-i mergeți undeva, într-un restaurant, un magazin, undeva. Asta nebunit. Cine? Ia de nu e așa. Nu e așa. Pentru că eu prima dată, ca să o iau în brațe, trebuie să dau cascavalul. Și cascavalul nu o să lea de față cu luna. Și așa nu se poate întâmpla niciodată. Nu știu reacția cum era. Eu zic așa ca persoană. Dacă vezi pe cineva că ai stat 8 ani cu el, e imposibil să nu... Pentru ea nu, da? Nu e problema asta. Pentru ea nu. Nu e vorba de iubire, e doar de cașcaval. Tocmai asta a și demonstrat. Ai înțeles? Nu știu acum că nu. Și banii îți trebuie până la un moment dat ca să trăiești doar. Și ea zice că dacă îi dai banii ori să stea la tine, ori să îi dai ei, tot acolo sunteți. Deci nu e nicio diferență. Nu contează banii. Zi. Dar dacă mă iubește, cum poți să-l chinui pe cineva așa ceva? Mai ales o persoană care a fost operată. Păi știi ce? Hai să nu mai pun o chestie.
ea nu vrea să-ți facă ție rău. Adică cum? În sensul de a veni și tu ești într-o situație care nu ești 100% să fii așa. Deci tu mai stai o săptămână, două, o lună maxim să fii 100% și ea, Dana, s-ar putea să fie cu tine într-o oră. Eu nu cred. Eu așa cred că pentru că... Eu nu cred. Nu. Cred că va fi cu șoferul de chile. Nu. Deja ești deocamdată bine. Dana, sper că o săptămână, două, maxim o lună va fi cum a fost data. Ori problema da. Este că eu glumesc. Eu chiar nu mai vreau înapoi, pentru că sunt supărat pe ea. Dacă ea s-a angajat fără ca eu să știu, asta spune multe. Și du-te în lumea ta. Ai înțeles? Păi ea n-a spus ca să nu trăiești cu o idee zi de zi acolo, știi? Că zici, da, eu sunt aici, Dana este la serviciu. Și trei, numai eu cu impresia, cu gândul ăla fix acolo. Și ea a zis, mai bine să nu-i spun. Și dacă avea pe unul ăla, știi? Păi dacă avea, era cu el. Nu. Dacă avea, dacă n-avea, răspundea la telefon. El la serviciu nu mi-a răspuns niciodată. Păi e normal. Și tu și eu, oricine, la serviciu nu poți să răspunzi. Și puteai să-mi spui mie, am dormit până târziu, că m-am uitat la film. Păi tot mi-te de aia spun. Nu a vrut să spune ca să nu duci grija ei acolo. Băi, Bogdan. Eu acum nu știu. Spunea că doarme obosită, că se uită la filme porno noaptea. Păi nu, să te facă să tot... Păi de mă rog, să nu duci grija, să nu te stresează, știi? Să-ți mai dea un sentiment de iubire. Aia înseamnă, nu? Păi la cum? Doamne, doamne, Bogdan. O femeie nu spune frate așa ceva când nu te iubește. Păi aia înseamnă că ai mai avea ceva pentru tine. Serios? Păi serios. Că mă face mă fac cu ea acum? Păi nu te fac, da. Se vede în stomac acolo, în inimă, că este și din partea ei și din partea ta ceva, da? Numai că a intrat o ceartă și cearta, dacă nu e, nu este iubire. Eu asta zic. Ce să faci? Da, nu mai vorbește și ea, că are și ea dreptul. Și tu ai până la un moment dat că ați fost împreună și vă permite să vă... Nu. Nimeni nu vă condamnează la nimic. Eu cred asta. Că i-a cumpărat o nouă mașină. Mi-a cumpărat o mașină, un Jeep, a dat 15.000 de euro pe ea. E bun. Ca să umblă și ea de colo-colo, ce să... Dar l-a plătit! Cine l-a plătit? Ea? Dana. Nu cu bani. Da, cu natura. Da. Ai înțeles? Eu nu mai pot să înghit așa ceva. Acum, cum poți să știi, Leo, treaba asta, că a plătit cu natura? Nu poți să știi, frate, pentru că acolo... Dar cum îți iau o mașină degeaba? Un prieten care te ajute, s-ar putea să te ajute așa, ca prieten, nu neapărat pe avantaj. Păi și dacă vii poți șofer de tire la... Bun. Și avea 15.000 să-i dea. Acum nu mai știu ce a combinat ea. Nici tu nu poți să știi, dar... De unde ai auzit treaba asta? De la lume, de la ea. De la Jepilă. De la Jepilă. De la Jepilă m-a sunat, Jepilă mi-a zis, uite, a plecat la București să ia mașina. N-a răspuns la telefon, că ea nu răspundea la telefon când mergea la o combinație la ceva. Îmi răspundea când ajungea acasă. Bun, dar pe tine ce te bucură faptul? O femeie când primește sau când dă? Când nu primește și când nici nu dă, când îi dau eu. Ai înțeles? Păi, tu cu ea când ai fost, ați avut prieten. Și din partea ta și din partea ea. Niciun prieten. E imposibil să n-am prieten. N-aveam voie să mai am nicio prietenă, niciun prieten. Și ea la fel. Eu nu cred de o treaba asta. Eu dacă, de exemplu, sunt cu o femeie, să-i pun eu intenție, gata, nu mai am niciun prieten. Sau ea mie să nu mai am eu niciun prieten. N-are cum. Pentru că prieten... Aia ce am făcut. Că n-am nevoie de niciun prieten, n-am nevoie de nimeni. Nu mai înțeleg, frate. Eu am prietene multe, am amice care vorbesc cu ele la telefon. Păi am văzut și acum. Nu mai vorbeam cu nimeni, cu niciuna. Nu știu acum ce se întâmplă cu ea. A fost așa de... Nu știu, o fire de femeie care n-ar putea să mai vede pe nimeni decât pe tine. Da. Bă, asta zic, bă, mă iubea și ea pe mine. Bă, imposibil, mă, frate, indiferent ce i-aș fi făcut acum, ce aș fi vorbit de ea.
Trebuie să dea și ea un semn, să facă și ea ceva. Ea să-mi arate mie că nu mai vrea să fie cu mine sau ce. Bine, că ne rog poamea. Ne rog poamea. Asta e. Aoleu, uite, uite, vă, Bogdane. E numai... numai ulei sunt pe ele. Păi la bucătărie, cine? Cum vrei? Uta. Ulei? Uta. Cu ulei, pe cuțite, pe astea, pe păpulițe. Ha? Bogdan. Care e Bogdan? Că n-a făcut Bogdan. Păi Bogdan, Bogdan nu face nimic, numai eu. Ia a făcut, dar mai uite păi Bogdan, și Bogdan, puteai și la început, acum trebuie să faci tu. Trebuie să faci că ești femeie. Tu ce credeai? Că toată viața ta stă Bogdan și îți faci. Cumpărașe, cumpărături, acum nimic nu mai cumpără. Păi nu, dar acum Bogdan să stea să-ți facă ție de mâncare? Dar tu vrei să fie ca la străiați? Nu, să fie ca mine, numai eu fac mâncare la femei. Eu îi păceam lui Dana Criminalo. Dar nu-mi pare rău că-i făceam. Păi nu face mâncare la neveste. Păi lasă-mă. La care țiganii de la Strehaia la neveste? La care neveste Olga? Nu mă pot să vorbesc. Eu le scot o modă nouă. Eu le fac mâncare la neveste. Nu trebuie să facă ele la mie. La care neveste? Că n-ai niciuna. N-am niciuna, dar eu le fac. Eu le făceam care erau mâncare. Ea îl spune în general la toate femeile, nu numai. Româncele mele le făcea mâncare. Ai înțeles? Ai înțeles, Orca? Da. Ce? Am înțeles, dar nu prea înțeleg bine, că tu nu faci bine ce faci. De ce nu fac bine? Că ești bogat și nu mă las să fac eu mâncare. Lasă-mă să faci tu mâncare. Îți facem noi, dar de fapt nu îți facem nici noi. De ce? Că tu nu mănânci ce mâncăm noi. Tu ești bolnavă. Da. Ești terminată. Ești terminată, Orga. Eu fac salată aici. Tu mănânci salată? Ha? Da. Mănânci? O să mănânc și-o două. Păi lasă-mă, mănânci și tu. De unde mănânci? Că nu mai avem. Hai mâncat, că eu mănânc găina aia de 30 de. Bravo, tu mănânci găina aia de 30. Păi noi nu mai putem să mâncăm mâncare de 3 zile. Vezi ce femeie ești. Tu, cum faci mâncare la țigan. Așa faci mâncare la țigan tu. Dacă e la frigider. Așa fac femeile țigănci. Așa se adună banii galbeni. E problema că eu sunt în stare să fac la femeia mea și galbeni și bani. Și tot ce vrei și fac și dă mâncare. La care femeie? La care o fi. La Dana Criminală, la care femeie? Păi nu mai s-auzi de ea nimic. Vrei să iau alta? Lasă că... Că s-a închis canalul ei. Nu, o mai las puțin și mă duc și mă duc și mă iau înapoi. Dar știi că nu mai vibrează că s-a dat raport la canalul ei. A, cum zicea aia, dau-ți raport în masă. Se necați Dana Criminală, că casezi bani mulți și tu casezi 150? 150 de euro pe lună încasează prieteni și ea, dar la criminalul și eu încasez 5.000-6.000 de euro. Și îmi cere mie raport. Păi cine raport? Pentru că lumea se uită la mine. Lumea se uită la mine datorită... Stelica, știu eu de ce le iau bani. De ce? Numai 30.000. De ce? Că te rugi la Dumnezeu să roagă la tine să-i dai tu bani. Dar e vorba că nici tu nu iei Orga. Ai înțeles? Și la tine tot așa. Ai înțeles? Și Olga, sora mea, prietena ta, pentru că e pur vizualizările, eu auzi. Auzi că filmează cu mine pe canalul meu și din cauza asta. Păi eu filmez și pe canalul meu, nu spui la Olga. Ah, da, Olga filmează și pe canalul ei, Olga de la Strehaia. Dar de Bogdan ai uitat? Știi și de Bogdan, dar dacă te-o lăsa, i-ai făcut canal, cum i-am făcut eu la bucătar. Ai înțeles? Da. Și l-am ajutat la pe bucătar și acum vorbește de mine. Așa și tu, Bogdane, dacă te lasă Olga sau o lași, să vorbești de ea pe canalul tău de YouTube. Eu chiar dacă vorbesc despre bine, nu fac aberații cum o face alții. Ce? Să-ți fac niște prejduri, da. Să mai zice-ți cu mine. Fă-mi. Sau
Capanaș. Fă-mi. Dar trebuie să cumpărăm celite. Aha, mai mănânc un milion, mai bine mănânc și mănânc la restaurant. Cu 20 de lei un papanaș. Lasă-mă, Olga, că sunt sătul eu de ale mele. Ai înțeles? Da, da. Ce tania? Și genovele. Mașină, de cu ce? Am cu cine? Pe cine trebuie? Ori acolo, că dă vin. Ai cu cine mașină? Unde sunt? Ba, numele din Germania. Unde a scris la mașină? Ce trebuie și numele? Nu erau numere, mă, ce tot vorbiți de numere. Dacă e mașina, e fără numere din Germania. Fără numere din Germania. De ce face cu numele? Ce face cu numele din Germania? Păi, dar nu ți-o dă aia cu numele. Cum să ți-o numai... Să fie frate, neam, cine, dar nu dă nimeni așa ceva. Ia ești pe aici, filmează, ne? Au, Doamne, ar trebui să opresc aici astea, am oprit. Dana Criminalu, ce facem cu șoferul de tir? Vrei să-ți iei tot șofer de tir? Îmi cumpăr un tir și eu și mă fac șofer de tir. Numai să-ți iau înapoi pe tine. Chiar îmi pare rău că n-am știut să te... Cum să-ți spun? N-am știut să te... Că tu erai Dana Criminala, care te duceai cu ăia. Cu ăia te duceai și încasezi 200. Înțelegi? Înțelegi, dar o criminală. Pe bune, Bogdane, mi-e rușine să spun că auziți și voi, e stricat cansavetele ăsta, dar Dana criminală se ducea și încasează 200. Adică ce 200? 200, 200 de euro, frate. Ah, 200 de euro. Ce credeai că încasează? 200 de milioane? De unde? Înțelegi? Uite, ulei de struguri. Așa, ia să vedem aici. Băgăm câte jumătate la mâie. Vrei și tu la mâie? Păi da. Da? Să vedem ce costă. Uite, ascultă-mă aici. Iar e gustos. Da. Gustos, bine. Ia să vedem. Ia să vedem. Așa, să aruncăm aici la gunoi. O să spună Dana că am lucrat în mizerie. Păi ea lucrează fără mizerie. Știți de ce? Pentru că ea nu face de mâncare deloc. Pentru că ea nu face de mâncare deloc, prieten. Ce e aici? Sare? Da. Nu acolo, mă, eu ziceam dincolo. Ia să vedem. Ia să vedem. Gata. Acum întoarcem în ea. Da? Da, Bogdane? Păi normal. Ia să vedem să arată. Hai cum arată, prietene. Arată bine, nu? Fai, genial. Arată bine, prieteni? Ia spuneți-mi și mie dacă vă place. Așa. Ia și pe asta lui Bogdan. Cum arată. Uite, Olga, ce ai făcut tu salată lui Bogdan? Când ai făcut salată ultima dată? Am făcut el mie salată. El? Da. Auzi, Bogdan? Da. Auzi, femeia să și laudă. Femeia, vezi? Ia să vedem. Merde? Prieteni?
tu bă, Bogdane. O să băgăm la tigaie, prieteni. Bogdane, îmi trebuie și mie tigaia. Nu asta. Aia la altă. Așa. Asta așa. O iau, nu? Nu, nu, las-o, las-o. Aici pun altceva la grill. Ai înțeles? Vreau să facem astăzi, prieteni, nu prea am voie să mănânc, dar o să mănânc și eu ceva. Ulei. Uleiul ăsta de struguri putem să mâncăm cât vrem. Ulei de struguri. Sau din sâmbure de... Da? Așa. Deci am pus ulei să facă. Ia vedeți aici, prieteni. Aici. Aici o să pun... Dă-mi drumul la bec. O să pun brocoli să facă. Ia uitați. Ia să vedem. Opa, așa. Nu, nu, Bogdane, oprește. Ce s-a oprește prea? Asta. Te curase la prins, dar oprește porta. Da, vezi? Pentru că la noi se filmează și se aude hota. Ia să vedem. Ia să vedem așa. Ia să vedem așa, prieteni. Ia să vedem, ia uitați-l, prieteni. Ia uitați-l. Ia uitați-l. Ia uitați-l, portretul. Astea e. Astea sunt portretele care le facem în ulei. Nu prea am voie să mănânc, dar mănânc și eu unul. Ăsta e unul. Sau doi, Bogdane, mănânc, nu? Doi. Olga nu mănâncă, că nu mănâncă carne de miel. Ai înțeles? Deci Olga nu mănâncă carne de miel. Vede mai în spate, Bogdane. Îi vedeți așa. Ia să vedem. Dacă le întorc mai bine cu mâna. Ia să vedem Bogdane, cu brocoli ăsta acum am întors. E bine? Aoleu! Aoleu, n-am pus tare, n-am pus vegeta, nimic. Hai să punem puține sare sau vegeta? Uite. Băgăm puține sare, dar întoarcem și pe partea alaltă. Da, gata. Am băgat sare și mai bag puține când ne întoarcem pe partea alaltă. Așa merge, pe două părți. Așa merge pe două părți și ne întoarce mai des. Înțelegeți, prieteni? Ne întoarce mai des. Opa, așa. Haide că arată bine, bine acum, nu? Perfect. Arată perfecto. Ia să mai băgăm puțină tare. Stai puțin. Chiro de ambaciu am pus puțină sare, eu consider. Deci, ce să-i mai zic lui Dana Crimina la Doamne, că nu știu ce să-i mai zic. Sună-mă!
Nu te mai da mare că nu răspund, că nu mai găsești tu ca mine. Uite, să facă de mâncare. Eu îți fac mâncare, îți fac tot ce vrei. Dar știi ce-i place ei să mănâncă? Știi ce-i place lui Dana să mănânce? Cartofi prăjiți, îi fac salată. Cartofi prăjiți la tigaie cu salată. Așa. Serios, Dana, îți fac, promit că îți fac. Și dacă brânză, nu? Fără brânză. Fără. Deci, prieteni, Dana, promit că îți fac salată cu cartofi dacă ne împăcăm. Cea mai mare ofertă. Care ai făcut? Cea mai mare ofertă. E, dă ora, nu e chiar așa pentru bani, Dana. Am zis și eu la supărare, la net. Dar Dana chiar e o femeie bună. Da, glumesc, sunt glume, nu? Ești pe bun. Dana da. Chiar e... Nu o să mai nasc. Ia să vedem cotretele astea în ulei de suguri. Se face bine, ia de aici, mâncare. O, ia, ia! E bine, dar știi ce-i mergeam? Câteva căței de usturoi, dar nu merge usturoi acum acum. Nu? La carne merge, dacă... Păi, dar merge, dar la salată? La salată nu. Păi, da, dacă am făcut salată, mergea niște căței de usturoi, așa întregi. Știi, da, poți să pui așa în tigaie, să-i dea o aromă la carne. Nu în tigaie. Păi cine să mai facă? Ia să vedem de becuțul ăsta cum e, mamă! Ia să vedem așa aici cum întoarcem. Este, nu știu dacă vă facem poftă, la cei care vedeți, vă uitați la noi, avem puțin brocoli și un cotlet de berbecuț. Ia, Bogdane, să vedem să întoarcem. Ia să vedem asta. Ia să vedem și ăsta. Ia să vedem așa. Ia să vedem și ăsta mai gras. Ăsta îți face ce cu grăsime, Bogdane, sau la asta? Da. Haide, abia așteptăm să ne mâncăm. S-a făcut ceasul 1 aproape. Doamne, nu mai avem putere să ștergem. Nici vârfie nu mai avem. Deci, prieteni, nu mai... Olga, adă-și tu un postop, adă-și tu ceva. Ridică-te din pat acolo. Suntem bărbați, eu cu Bogdan, ne facem de mâncare singuri. La Dana, pe mine acum făceam mâncare. Făceam la Dana, hai ridică-te sus din pat. Dar cum vrei pe Dana, nu mai... Că nu-mi faci nimic, dar așa cum era aici, aspir, era lângă mine, la bucătărie, m-a ajutat. Acum rămâne singur. Să rămân singur, știi? Pleci tu? Da. Unde pleci? În Germania? Da. Deci pentru toată lumea care stă în Germania, dacă o vedeți pe Olga, să o trimiteți acasă, prieteni. Păi unde e cu tine? Păi lasă, dar pleacă mâine. Unde? În Germania. Nu plec ușor așa. Până când nu vine Dana, nu pleacă. Când nu vine Dana, știi ce-a plecat.
Ia să mai vedem ce mai face Tana, criminalul. Au, auzi și voi ți-a zis, prieten, că eu, ea e obsesia mea. Păi pe bun, eu n-am mai văzut femeie ca Tana. Serios, dar oricum îmi pare rău că m-a mințit, să fie angajată 2 ani de zile. Dar înțeleg că a vrut să facă bani pentru câini. Dar de ce m-a mințit? De ce nu mi-a spus? De ce nu mi-ai spus Dano, criminalul? De ce nu mi-ai spus nesimțit-o? De ce nu mi-ai spus? Că pentru că nu o lăsai. Păi da, te-ai angajat tu să muncești, că eu nu te lăsam să muncești. Ai ajuns să iei, am auzit că îți dă ea 400 pe lună, 20 de milioane și mai luai 200 de la YouTube, mai luai și tu vreo 1000 de euro pe lună. Ca să crești câinii și animalele. Deci chiar pe bune, prieteni, s-a angajat ca să muncească. Mie nu-mi convine ca nevasta mea să muncească. Nu-mi convine. Lasă-l carnea, unde tot e din lumea. Lasă-l să ardă carnea. Că nu s-a ardă carnea, că avea e pusă. Păi cum adică, tu te-ai pus să dormi? Da. Și noi filmăm aici de Dana criminală. Auzi și tu cum? Că nu poți să dormi, îți auzi la mintare. Și cum să nu... Ora, Olga, e problema la tine. Nu poți să dormi aici. Unde să dormi? Ia pune Bogdane. Da, nu prea mult să fie în baculoarea asta. Da, am făcut să fie în baculoarea asta. Dacă ar fi în baculoarea asta. Dacă e gata? În baculoarea e gata, da. Oh, am înțeles. Ia să vedem aici. O parcurie. Dar ne trebuie două parcuri. Dar uite, cu Olga aici nu mai putem să mântăm. Uite, am urmat parcurile. Ia uite, cu Olga, asta trebuie la gunoi. Ce vrea să-i fac eu cura lui Olga? Cine vrei să facă cura? Uite, parcurie de asta pe față, unde e? Pe unde e? Că nu am două. Una e în frigider. Una e în frigider. Și ce mă fac să-i dau lui Bogdan? Să-i dau lui Bogdan parcurie de asta, de ciorbă. Da. Că ești tu, Olga, originala, din cauza asta să mănânc, că... O Bogdan la țară mănânc să se facă în jur. Lasă Bogdan la țară. La țară ura. Deci din oală din aia, de pământ. Da. Ce, te-a luat frigul, te filmezi acum. E bolav. Îi dat prieten, s-a pus sub pătură la ora asta iar. De ce să spuneți voi Dana? Păi dacă nu e Dana la filmare, nu e nicio... Ca să vă vadă Dana. A vrea să. Te sunteți cu mii? Da. Aici am la manul lui Dana. Și e bucătare. Da. Asta e. Dana merită. Dana, ia mâna apoi, pe bune vorbesc acum. Ai nebunit la cap, nu-mi răspuns nimic. Ce face? E unul mai tinerelul să lovească bine? Că mă enervez acum! Ce dracu, e unul mai tânăr, vei să-mi arăți tu mie? Ce să nu mai penau? Păi da, pe bune, ia pe unul mai tânărul. Păi da, să mă sune pe mine. Lasă, gata cu, am vorbit de Renata. Am vorbit de Renata, am vorbit acum 10 ani. Nu am vorbit acum prima dată. Ai înțeles? N-ai niciun motiv să fii supărată. N-ai niciun motiv. Un motiv este doar că banele îți cauți tu motivă ca să le iei pe ăla mai tânărul, care îl plătești tu. Dă-l dracu, ce să plătești tu? Noi, Leo, încă nu se știe nimic cu Dana. E angajată și atâta tot. Da. Nu știu dacă e angajată și atâta tot. Socăr de Dana de la Mania. Hai tu socăr de Bogdan, dar tu tot de-am dat-o pată.
Ha? Făgeată-l după tu, sucureau Bogdanu, dar tu te... Ce-ai urmă că te facem? Zice, la rai din Germania, te munciți să te duci în Germania, să munți, să muncești. Ia de pe ea, uite-te și tu cum e. Să mă duc, să nu mai stau cu tine aici, să mă duc la muncă decât să stau cu tine, să vorbim numai de dana. Așa a zis Panii? Da. Care Panii? Panu? Sau ăla, cum îl cheamă? Ăla care a plecat, Ștefanu. Toți Panii de pe ăla. YouTube. Panii de pe YouTube. Ai și tu fan pe YouTube? Să pleci cu Bogdan în Germania, să muncești? Lasă-mă, dracu, de noi la muncă, dar o vacanță este, nu e muncă acolo. Păi la vacanță iar ceva, Bogdan. E vacanță doar. Nu 6.000 de euro întregi. Noi da, suntem chemați de cineva acolo doar și atâta tot. Da, este, vă gândeam un da. Ce n-ai? Da. Păi zile aici la prietenii mei, zile la prietenii mei, să-ți dea cazare, dacă are cineva, să-ți dea și ție o cazare. O casă în Germania, în ce drumul nu care avem casă? O, în ce oraș trebuie să... Nu se spune, nu se spune. Uite, pun asta până să mai prind de aia la altă. Că aia la altă nu s-a prins încă. Nu s-a prins că e... E mai gras. E mai gras. Uite, Bogdane, ce-o pun ție pe asta. Da, problema e că... Ia să pun și mie două. Uite, pun și ție una. Da, mamă. Uite, pe aici. Pentru așa o rogă de subliniare, ci de ia uite, Bogdane. Gata, Bogdane. Gata. Uite cum am făcut mâncarea Dana Criminanu. Vezi ce bărbat ai lăsat. Vezi? Pe bune, o spac mâncare, spac de toate. O să mănânc, prieteni, ca să vedeți și voi. Uitați. Nu prea e sărat, prieteni. Cu miroase salata asta. Miroase cu... Cum se cheamă? Cu mărar. Titan aici, prieteni. Pe bune și berbec. Prieteni, vreau să vă spun că vreau înapoi pe Dana Criminalul. Cu toate că mi-a făcut așa, după câte mi-a făcut, tot o vreau înapoi. Că eu consider o femeie șmecheră. Mie chiar așa îmi place. Mie îmi place de Dana Criminalul cum e. Înțelegeți, prieteni? Chiar îmi place. Dar acum cred că Renata nu mai lasă să se împace cu mine. De ce Renata nu mai lasă ca să se împace cu mine? Vrei să mă apuc și de tine acum? Mai bine zic să fii prieten cu mine decât să te cerți. Că vorbesc și de tine foarte multe. Mesajul ăia pe Facebook, s-o dilie. Gata, că te nu o să poza, la ce? Uite, am mâncat brocoli. E cam tare, dar l-am pierd puțin înainte. Și l-am pus aici. Prieteni, vreau să-mi iau o plită de aia, care s-o pun aici pe masă și să bag muș de vită.
Dar o să vă arăt. Gata, Bogdanea, să mănânci și tu. Vă pup, prieten, și Dana, sună-mă!